acasă și zâmbetul are altă formă. Nu sunt definitiv și se văd tot pe rând, de neînțeles, dar ne dăjduim că vom reuși, cum se vede, se bucură. Vă mulțumim pentru ajutor. Estera, Naomi și Natalia sunt definitiv acasă. Ruben și Albert au voie să doarmă un weekend, iar pe 27 rămân definitiv. Iar Lea are voie de două ori pe săptămână să vină acasă, relatează Camelia Furdui. Familia Furdui este o familie de români care locuiește în Wallstrod, Germania, de 9 ani. Familia are 7 ani. David, Naomi, Estera, Natalia, Ruben, Albert și Lea. Petru lucrează în domeniul instalațiilor și amenajărilor interioare, iar Camela este casnică, dedicând tot timpul îngrijirii și creșterii copiilor. Au trăit fericiți în spiritul principiilor creștine, cu respect și dragoste față de Dumnezeu și semeni, fiind o familie echilibrată, educată, manierată, lipsită de abuzuri sau excese. În data de 26 aprilie 2021, statul german, prin Instituția de Protecție a Copilului Jugendamt, le-a confiscat copiii fără preaviz și fără o anchetă socială. Totul s-a desfășurat rapid, abuziv, fără drept de apărare sau protest. În jurul orei prânzului au venit două persoane de la Jugendamt și au ridicat pe cei patru copii care erau acasă la acea oră, inclusiv fetița de numai un an, spunând părinților că ceilalți trei copii vor fi luați direct de la școală. Continuăm să ne rugăm pentru familia Furdui, crede din toată inima că Dumnezeu va da biruință. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Știrile Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro